Putea registra și eu ca să fie tot în regulă. Ok. Mă ajută mult să mă uit după peste Da, nu ok. Ok. Ca să nu mai scrii. Da. Ok. Deci facem diferența între bărbați și femei pe variabila narcisism, care tu spui că ar trebui să fie mai prezentă la bărbați, conform ipotezei. Eu zic că hai să zicem că sunt diferențe. Vedem ce este, da? Analyze. Analyze. Compare means. Independent sample t-test. Luăm sexul. Sexul pui la grouping variable. Ah, ok. Așa. Și narcisist score pui la test variable. Asta e variabila dependentă. Cum ar veni și sexul e variabila independentă. Este un design quasi experimental, ca asta va trebui să scrii și asta, știi? La sex, la, clichezi și pui define groups. Da? Cum, văd că e gri căsuța. Click pe unde ai băgat sexul. Stai că nu văd. Da? Ok, și scrii 1, grup 1, valoarea 1, cum ai tu acolo? Și grup 2, valoarea 2, da? Continue. Ok? Ok. Bun. Asta e important. Ce ți-a ieșit? Da? Da. Nu ți-a ieșit nicio diferență semnificativă. Îți spuneți da. Deci, hai să interpretăm un pic rezultatele. Prima dată îți arată eșantionul. Ai 16 bărbați, 27 de femei. Media la narcisism ar fi 0,32. Da? Iar la, dacă te uiți în grup statistics, min. Da? Da. Și media la feminin este 0,25. 25. Ah, okay. Se rotunjese la 20, mai ales, 0,25. Da? Da. E, dacă ne uităm la, la al doilea tabel, s-a calculat testul T pentru grupuri independente. Și anume, să vadă dacă aceasta e diferență. Într-adevăr, bărbații au o tendință, după cum vezi, e media mai mare la narcisism la bărbați. Da? Da. Există o tendință vizual. Ești cu mine? Da. Da? Aici, la mine. Deci vizual e o tendință. Că, într-adevăr, 0,32 e mai mare decât 0,25. Da? Deci da. E tendința să fie mai mare în narcisismul. Numai că testul te ne arată, da? Ne uităm la prima coloană unde scrie equal variances assumed. Al doilea tabel, independent sample t-test. Da, îl văd. Da? E valoarea lui T, e valoarea gradului de libertate și anume cu câți oameni ai tu minus 2. Da? Nu stau să-ți explic chestiile astea că nu știu dacă e important, dar important este să știi că sick to tailed este pragul de semnificație statistică. Care la tine cât e? Ia să vedem dacă ești atent. Unde scrie sick to tailed, coloana. Da. Deci semnificația statistică. Și dacă nu mă înșel, trebuie să dea mai puțin de 0,05 ca să fie relevant. Și așa, bravo, bravo. Da. Ok. Și la tine cât e? Aici am 0,7. Deci, pardon, 2 punct. Nu, 0, unde 2. Ai 0? Așa, bravo. 0,20. Da? Deci este... Care este mult mai mare decât 0,05, ceea ce înseamnă că nu e semnificativ. Cu toate că există o tendință în sensul ăsta, da? De a fi diferența la narcisism între bărbați și femei, nu este semnificativă din punct de vedere statistic, înseamnă că interpretarea statistică este că este pe baza întâmplării această diferență de medii și nu se susține ipoteza alternativă, cum ar veni. Adică nu poți să spui că există o diferență cu adevărat, într-adevăr, că interpretarea teologică, că masculii sunt mai narcisici decât femeile. Ah, am înțeles, da. Da? Deci nu ai semnificație statistică. Mă ajută.
e bine, nu e bine, eu aș interpreta chestia asta nu în sensul statistic pur, ci în sensul, adică doar în analiza asta, și în faptul că ai avut subiect puțin. Și pentru că, dacă efectul, există un efect în populație, să zicem, fii puțin atent la mine, logic, da? La logică. Dacă există un efect în populație, adică în sensul în care masculinii într-adevăr au tendința să fie mai narcisiști, dar efectul nu e așa puternic, adică nu e ceva foarte puternic, la un eșantion mic nu se vede. Pentru că există un concept care se numește puterea statistică, care detectează efectul mai slab al sexului asupra, ca să zic așa, asupra narcisismului, da? Că asta e variabilă independentă, sexul, efectul sexului asupra, cumva, asupra narcisismului, dar din cauza eșantionului mic, poate e posibil ca la un eșantion mai mare să fie avut semnificație statistică. Dar acest efect înseamnă că e slab dacă nu s-a detectat aici. Asta e interpretarea mea. Așa scrie. Da? Înțeles, da. Ok. Hai să ne mutăm la cealaltă ipoteză. Da? Care sunt caracteristicile, cât de caracteristice sunt structurile DT la studenți? Da. Sau la angajați? Păi stai un pic. Tu ai ocupația. Ia să vedem cum e aici. Ocupația este elev, student, asta e variabilă nominală, da? Elev, student, angajat, șomer, elev, student plus angajat. Mai sunt și unii și elev, student plus șomer. Da. Putem să comparăm tot așa cu testul T. Cum să facem? Nu ai destui oameni ca să compari, deci în fiecare categorie s-ar putea, într-o categorie să fie 5 oameni sau așa. Să știi că asta cu elev, student plus angajat și plus șomer le-am pus, nu știu cât de relevante sunt. Aș putea atunci, să fac între... Atunci am putea să încercăm să facem o comparație între elev, student, angajat, șomer pe nivelul de narcisism. E ok? Da. Da? E, pentru asta ne trebuie ANOVA, și anume One Way ANOVA sau ANOVA unifactorială se mai numește. E ca un fel de testul T, dar e... Când ai mai mult de două grupuri, când ai trei grupuri, că avem trei grupuri, elev, student, student, angajat și șomer. Și da. Faci analyze, compare means, da? Da. One way ANOVA, bagi, e asemănător cu testul T, dar nu e chiar tot aia. Narcisist scol la dependent list, variabila ta independentă, iar ocupația o pui la factor. Da? Nu te grăbi să dai ok, că mai trebuie să facem ceva. Ok. Da? Unde scrie post-hoc, pui un click pe Bonferroni. Și dai continue. Continue. Da? Ok, și acum poți să-i dai ok. Înșeam tabelul ăsta. Da. Tabelul de ANOVA spune că nu există diferență specifică între toate trei grupurile pe narcisism. Adică nu există nicio semnificație statistică între cele trei grupuri. Și anume, șomeri, angajați și studenți. Da? Post-hoc nu ți-a mai făcut, pentru că dacă nu există semnificație statistică între toate cele trei, nu e nici între ele două, câte două luate. Adică șomer cu... Da? Cam asta. De-aia nu ți-a mai făcut. Am înțeles. Și în plus de asta, un grup a avut două cazuri. Deci e inutil. Nu știu care grup a avut. Ia stai un pic, facem un analyze. Descriptive statistics. Frequencies. Așa. Și să vedem ocupația variabilă. Ocupația și dai, îi dai ok acum.
Ca să vedem ce oameni ai tu pe aici. Ia să vedem. Ah, pe elev student ai un singur om, angajat sunt 33 și șomer 5. N-ai ce face cu studenții. Da. Poți să-i scoți de tot din... ai elev student 4 oameni, dar așa ești puțin. Și șomeriți puțin. Deci, ipoteza asta pică din start, pentru că nu ai populație. Statistica nu lucrează cu 5-4 oameni într-un grup. Da. Nu ai, da, e exclus. În singurii care, pe care te poți baza, poți să faci analize la grămadă cu toți. Dar ca să faci diferențierea asta între angajat, șomer, elev, student, nu poți să o faci că n-ai avut oameni. Da? Da. Și atunci ai băgăm pe toți la grămadă. Tot ce ține de ipoteza asta în pică. Din păcate. Da. Cineva, așa, cineva care se află în procentajul superior al unei trăsături are mai multe șanse să aibă și alte trăsături peste norm. Oh, stai că mai nebunic cu ipoteza asta. Stai. Cineva care se află în procentajul superior al unei trăsături mai multe șanse să aibă și alte două trăsături peste normă. Practic, dacă are scor mare la psihopatie, sunt șanse mai mari să aibă și scor mare la narcisism și la machiavelianism sau invers. Ok, stai să mă gândesc cum să o facem. Primul trebuie să unim bazele de date în cazul ăsta, dar doar nu trebuie să unim toate toții temii, ci trebuie să unim doar scorile totale, da? Care e simplu, facem iar un copy-paste și nu-i problemă. Dar stai un pic să mă gândesc cum am putea să o facem. Deci tu zici că cineva care... facem o corelație simplă, da? Și anume corelația dintre trăsături, în sensul în care cu cât crește narcisismul, cu atât ar trebui să crească psihopatia sau altceva, știi? Da, da. Corelație se numește, da? Ok, pentru asta avem nevoie de să deschidem toate bazele de date, toate cele trei și celelalte, da? Ok. Să salvezi output-ul, da? Eu nu mai salvez, să mă încarc. Așa. Și luăm max score. Max ce era? Nu mai știu. Eu știu de conceptul ăsta că sunt clinician, dar nu prea m-a interesat foarte mult. Max score ce înseamnă? Scorul machiavelianism. Da. Ei faci cu copii. Hai să-ți dau un share screen acum ca să vezi cum să faci. Da? Share screen. Ok. Start sharing. Vezi? Da. Ok. Deci, pur și simplu variabila se selectează, copii. Da? Și o punem în cel cu narcisism. În continuare. Sunt aceiași oameni, da? Da. Adică subiectul 1 corespunde cu subiectul 1 de acolo, da? Să nu avem... Da. Sunt aceiași, am verificat. Ok, bine. Ok, eu am pus-o copy-paste, pur și simplu. S-a și făcut, da? Da. Cealaltă... Ce nu s-a deschis? Nu s-a deschis... Hai, scuză-mă un pic. SRP-ul ăsta. De aici bănuiesc că luăm și ăsta sporul. La fel, aceeași procedură, da? Da. Asta e psihopatia. Da. Ok. Eu sunt un clinician mai vechi. Pentru mine psihopatia înseamnă orice tulburare de personalitate. Da. Indiferent că ar fi din zona obsesiv-compulsivă, din zona... antisocială, cum e folosit aici, sau nu. Acum sunt aparent mai multe psihopatii. Unde? În literatură. Păi da, eu consider că orice... Da, aici psihopatie e considerată, de fapt... am luat psihopatia și... Stai, scuză-mă un pic. Că am stat să vorbesc și n-am mai lucrat. Deci, în concepția modernă, psihopatia se consideră doar personalitatea antisocială.
Da? Asta este mai nou considerat. Da? Pe când în psihiatria veche, psihopatia se numeau toate tulburările de personalitate. Toate au o componentă, nu neapărat antisocială, dar cu probleme sociale. Nu? Ok, eu am pus-o. Le-ai pus și tu pe toate trei, așa, cum se vede la mine? Da. Da? Da. Ok. Hai să oprești și scrinul ăsta cu consumă resurse la calculator. Nu mai un pic. Top sharing. Ok. Bun. Acum avem narcisism, mag și psihopatia, toate la grămadă, da? Cu fiecare subiect corespunde cu celălalt. Și atunci nu avem decât să facem o corelație, între o matrice corelațională se numește, între toate trei. Dar fii atent că ți le va lua două câte două, nu toate trei grămadă. Că corelația așa face, da? Okay. Și facem analyze, da? Correlate, divariate, lași Pearson pentru că nominale? Nu, interval, toate sunt interval și atunci pentru că sunt pe scală interval. Așa, le băgăm pe toate trei acolo, toate trei la grămadă. Fiind o ipoteză exploratorie, în care nu spunem tu spui de fapt că, tu spui că va fi o corelație pozitivă, nu? Da. Atunci trebuie să punem acolo unde scrie, dar trebuie să ai motive să crezi asta. Putem să o lăsăm mai liberă, să spunem, nu știm în ce direcție va lua corelația, adică nu știm în ce direcție, dacă una crește, alta scade sau așa, asta ar fi corelația negativă. Sau că cu cât crește una, crește și cealaltă, corelație pozitivă, cum ai zis tu. Sau putem să zicem, domne, nu știm, dar oricum există o relație între ele. Ce alegi? Da, 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 asta a doua sună mai bine. Atunci rămâne acolo two-tailed, unde scrie test of significance, rămâne two-tailed, da? Restul rămâne așa cum e. Și de-aia e ok. Sau, numai un pic să formulez și eu în minte... Asta e ipoteza. Deci, cum ai zis, există... Să dictez dacă vrei. Există o corelație pozitivă. Există o asociere sau o corelație între cele trei trăsături ale Dark Triad. Și anume narcisism, Max Kohl și psihopatie. Narcisism, Machiavelli și psihopatie. Este o asociere sau o corelație. Ok. Acum Da. Din păcate, n-ai obținut nicio corelație. Deci există o corelație, dacă te uiți un pic pe tabel, între narcisism și psihopatie există o corelație pozitivă de 0,25. Da. Adică cu cât crește narcisismul, cu atât crește și psihopatia. Da? Da, aici te uiți la Pearson, nu? Pearson. La Pearson, da. 0,25. Problema e că nu e semnificativă, pentru că pragul e acela, sig to tail, pragul de semnificație statistică e 0.10, ceea ce înseamnă mult mai mic decât, mult mai mare decât 0.05, da? Da. La fel ai și la max score, o corelație ușor pozitivă, foarte, foarte, aproape 0, la fel pragul nu e semnificativ. Între psihopatie, să vedem, n-ai nicio corelație semnificativă. Ceea ce înseamnă același lucru ca și mai înainte, că există niște tendințe, mai ales între narcisism și psihopatie și unde mai ai între și mai ai între psihopatie și machiavelism. Dacă te uiți, e punct 17, punct 0.18. Dar tot e nesemnificativă. Dar există o tendință de corelație pozitivă, adică cu cât crește psihopatia, cu atât crește și machiavelismul, sau invers. Da? Cu cât crește machiavelismul, scad.
dar corelația are nu e semnificativă. Adică poate e o asociere întâmplătoare care nu ai motive din punct de vedere statistic să spui că e într-adevăr importantă. Da? Deci, practic, te-ai uitat la Pearson și fiindcă este între 0 și 0,3. M-am uitat la Pearson ca să văd coeficientul de corelație, da? Și m-am uitat la sig to tail ca să văd dacă e semnificativă asocierea. Da. Nu e semnificativă nicio asociere, în schimb, există după niște reguli, așa, se numesc scurtături de astea statistice, o corelație de 0,25, de exemplu, cum e între narcisism și psihopatie, ar fi o corelație mică pozitivă, semnificativă, cu condiția să fie avut mai mulți subiecți. Știi? Adică puterea ta statistică este mică. Adică sunt niște formule prin care se calculează lucrurile astea, iar N-ul, adică eșantionul, așa se află la numitor. Fiind la numitor, cu cât crește eșantionul, cu atâta probabilitatea ta ca să obții ceva statistic semnificativ e mai mare. Da? Deci asta așa reprezintă e... N-ul reprezintă câți oameni ai tu, 43. Dar vreau să zic că N-ul reprezintă și puterea statistică. Adică cu cât ai mai mulți oameni, cu atâta. De exemplu, la 100 de oameni în eșantion, o corelație de 0,25 cât te-a obținut ar fi fost semnificativă statistic. Adică e posibil să fie un efect în populație, să fie tendința asta de corelație, adică cât crește una, crește și alta, dar din cauza lipsei puterii statistice, adică a eșantionului micuț, e posibil să nu ți iasă semnificație statistică. Da? Ai punct 10, care și e mult mai mult. Din nou de numărul de respondenți mic. Da, exact. N-ul înseamnă numărul de respondenți. Da? În eșantionul. Bun. Hai să trecem la cealaltă. Cu cât un individ înaintează în vârsta, cu atât dezvoltă trăsături de personalitate întunecate mai ridicate. Da, aici facem totul corelație, da? Exact pe baza asta care suntem, corelăm vârsta cu aceeași corelație Pearson cu toate, tu spui că cu cât se îmbătrânește, cu atâta devine mai psihopat, mai, mă rog, cu probleme. Da, dar nu am nicio literatură care să... Da, eu spun o chestie, spun ce scrie la DSM și așa, în practica mea clinică, am observat că nu e așa cum scrie în DSM, dar eu spun cum scrie în DSM, ce arată studiile. Și anume că cu cât înaintează omul în vârstă, se atenuează, devine mai puțin da? Invers de cum ai zis tu. Dar acum hai să vedem ce este, o lăsăm liberă. Zicem că cu cât, adică există o asociere între vârstă și trăsături. Că o fi la vârste mai mici, mai preponderentă sau mai mare, la... vedem acum, da? Dacă există. Să facem analyze, correlate, bivariate. Așa, pun vârsta. Mai pui doar vârsta acolo, că alea sunt deja celelalte trei. Nu? Și dai OK. Vezi ecranul, apropo? Se vede bine? Da, se văd, se văd. Dar, da, se văd, e ca la mine. Da? Eu fac cu tine în același timp, știi? Mi-e mai ușor așa. Da. Păi, hai să ne uităm doar între vârstă, că restul ei sunt aceleași valori ca mai sus. Uite la machiavelianism, parcă e aproape sigur să dea. Da, uite că e exact tendința care spune în DSM la machiavelism. Într-adevăr, e aproape semnificativ. Aproape semnificativ. Deci e 0,066, deci mai lipsea un pic de tot ca să fie semnificativ. Probabil dar, dacă mai mulți oameni în DD. Da, zădea sigur. Îți garantez eu că prea, după atâta experiență în cercetare, am văzut multe chestii, știi? Plus că dă exact cu ce ți-am spus eu. După cum vezi, sunt corelații negative, adică cu minus. Ceea ce înseamnă că cu cât înaintează omul în vârstă, cu atâta scad trăsăturile astea negative de personalitate. E invers proporțional, da. Da, se numește corelație negativă.
invers proporțional se numește la matematică, dar la statistică se numește corelație negativă. Cu cât crește o variabilă, și anume vârsta, scad celelalte. Dar cel puțin la machiavelism e aproape semnificativ. Dar oricum e în tendința aia care am zis-o eu, care e și în deseme. Deci dacă vrei să te acoperi cu literatură, citește studiile care sunt cuprinse în deseme. Sunt multe studii în care arată tocmai că cu vârsta se atenuează. Da? Cu cât eu înaintează omul în vârstă, cu atâta devine mai normal la cap, ca să zic așa. Okay, deci în sensul ăsta, în sensul tulburării de personalitate, știi? Da. Personality disorder se numesc, care au foarte mare legătură cu cele trei, cu Dark Triad, știi? Okay. No. Eu o să zic că ceea ce ai făcut acum mi se pare ok. Avem o limitare principală, care ai observat-o și tu, probabil, eșantionul prea mic și efectul, probabil, nu e atât de puternic, știi? Da. Adică, eu cred că există, așa cred eu. Na, după ani de cercetare și după multă practică clinică, pot să spun că există ce ai zis tu pe acolo. Tot ce e așa. Numai că... având un eșantion mic, efectul nu e chiar atât de puternic, pentru că dacă ai un efect puternic al sexului, al corelației, o asociere puternică, într-adevăr, în realitate, ai obține chiar și la eșantionul ăsta o semnificație statistică. Dar efectul probabil nu e puternic. Și eu aș zice că cercetări viitoare ar trebui să... nu e obligatoriu să obții rezultate semnificative. Nu? Plus că pe tine nu te plătește nimeni ca să faci cercetarea asta, ca să adune așa mulți oameni și așa mai departe. Adică nu ești un cercetător. De-abia îți face lucrarea. Da. Și de-aia limitările de culegerea datelor țin și de... faptul că tu nu plătești subiecții și așa mai departe. Și timpul și așa mai departe. Ok, deci se poate înțelege practic de ce am da, 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 și nu e obligatoriu, dar concluzia principală pe care aș trage eu este că există un efect probabil, destul de posibil, dar că efectul nu e puternic și că alte cercetări viitoare, tu deschizi oarecum drumul către un cercetări viitoare care să aibă un eșantion mult mai mare. Deci asta zice eu, ca asta zice eu în discuții, în concluzii și așa mai departe. Deci aș putea să mă leg ceva de genul dacă... Da, și nu uita de statistical power, ai putea să te interesezi. Vrei să-ți dau un link ca să înțelegi ce cu statistical power? Te rog. Aveți să zice și coordonatoarea ta, da? Da. Eu nu prea le place să le place în general să nu aibă rezultate semnificative. Dar cu toate astea, chiar și faptul că nu ai rezultate semnificative înseamnă ceva. Interpretat psihologic vorbesc, da? Hai să vă să găsești ceva, se și calculează puterea statistică. Nu trebuie să o calculezi, trebuie să știi doar ideea că cu cât crește, cu atâta crește, ca să zic așa, probabilitatea de a obține rezultate semnificative. Ok. Vreau și eu din curiozitate, din experiența ta. Da. Am șanse să termin asta până pe 15 februarie, cercetarea?
Că nu, nu știu la ce să mă aștept. Meu de vedere e terminat-o. Deci mai, adică sulat analizele, așa, acum trebuie să te apuci să o scrii. Aia e. Okay. Eu cred că e destul timp să o scriu, adică atâta timp cât înțeleg asta, datele, cred că asta e partea ce am făcut? Știi să scrii în stil APA? Da, da, da. Uite, am aici licența din ce am scris până acum. Uh-huh. Asta e licență la SNSPA? Da. Ha? Da. În psihologie sau? Psihologie, da. Uh-huh. Și am și aici am început cu capitolul ăsta cu influența trăsăturilor. Mi-am pus scopul, care e destul de puțin, dar e, oricum, mare parte e bullshit, scopul și obiectivele cercetării. Și la metodologie am început să descriu asta, da, au fost completate așa. Și așa. Da, o să-ți dau eu cum să scriu chestiile astea, că nu, nu știu dacă trebuie să pui tabele de SP, să-ți copy-paste ca să... Nu știu dacă te las, nu mai știu cum e la SNSPA. Am mai coordonat o lucrare de doctorat, mai de mult, acum vreo 5 ani. Era nu mai licență model. Cred că din câte am văzut, cred că sunt tabele. Te descurci, da? Ok, hai să-ți dau un link prin mail acum. Astea sunt din SPSS? Te poți uita un pic pe ecranul meu? Că nu da, da. La toate analizele astea le poți face și să-ți arăt cum se fac. Hai să-ți arăt una, două și după aia le faci singur. Ok. Că nu-i mai rezolv. Uite, astea care le-am pe ecran sunt clar din SPSS. Am dat un link ca să înțelegi ce cu... Tu știi engleză, da? Da. S-am dat un link ca să vezi cu cât, cum... ca să zic, o discuție despre... De, între statisticieni, între oameni, despre cum ce înseamnă aia... puterea statistică, număr de participanți și faptul că obții sau nu... E destul de mișto, că sunt mulți care dau cu părerea și spun lucruri bune. Ok. Sau unde e link-ul, că nu-l văd. Ok, hai să încercăm să facem, numai un pic. Graficele, da? Da. Bun. La testul T facem un grafic de means, da? Ne ducem la graphs. Legacy Dialogs, ca să fie mai simplu. Așa. Bar. Simple. Aici e de muncă de chinez, ca să o faci să arate frumos. Da? Și mă interesează media. Other statistics mean. Da? La narcisism. A, bifez da? Asta, da, cu other statistics. Da, narcisism și noi cum am făcut pe sex, da? Și sexul voi pe categoria axis. Narcisism, axis, ok. Ok, și dai ok la chestia asta. Eu pe de muncă de chinez, mie nu prea-mi plac graficele să le fac, dar arată bine într-o lucrare, da? Da, la asta mă gândeam și eu că de bine. Okay. Ok, da, pare simplu. Da, deci, da, fii atent că trebuie să dai click pe ea ca să editezi, să aibă alte culori, că, na, arată mai bine. Una o faci cu verde, alta o faci cu nu știu ce. O să-i dai, așa, dacă îi dai click dreapta, show data labels, să arată și valorile, știi, ca să le faci mai, da, asta e treabă de, pentru tine, pentru studenți. Nu pentru mine, da? Ok. Așa. Bun. Asta faci la testul T, deci când compari medii, da? Se deci vede testul T pentru compara medii. Sub testul T apare graficul de medii, da? Care e ăsta care vezi tu acolo. Bun. Sub testul T, da? Poți să-mi spui încă o dată care e testul T? Testul T e primul ăla, că l-am făcut între bărbați și femei. Independent samples test? Da, 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 da. E diferența între bărbați și femei. Chestia cu ANOVA nu a ieșit, ci nici dacă făceam testul T nu ieșea, că n-aveai oameni, deci chestia cu
diferența între angajat și neangajat e exclusă că n-ai oameni. Da. Da? La corelații, ai trei ipoteze marșilate, de fapt. La corelații, se face altfel graficul, hai să-ți arăt la una dintre ele și după aia le faci tu pe toate. Două câte două trebuie să le faci, da? În graphs, legacy dialogues, așa, scatter dot, nu aia, nu? Scatter dot. Nor de puncte, așa se mai numește, numește, scatter dot. Deci la bar, stacked, ai zis? Scatter dot, da, simple scatter. Nu, ce, unde ai intrat acolo? Stai, du-te înapoi. Deci graphs. Așa. Graphs, da, legacy dialogues. Da. Scatter dot e penultima, cred, sau acolo. Scatter dot simple, scatter defined. Nu, și pe, nu contează pe care o bagi, pe Y sau pe X, contează să le iei două câte două. Hai să facem una de exemplu. De exemplu, între vârstă, Y-axis, și machiavelism. Pe Y am băgat vârsta, machiavelismul bag pe X. Nu contează, de fapt, ordinea, cât ți arată două câte două. Și o să vezi o corelație negativă acum și de-aia e ok. Nu? Asta este grafic de corelație. A, și aici mi-arată practic toți respondenții cum sunt pe... Cum se uite care e problema. Îți arată exact cum arată corelația ta. Sunt anumiți respondenți la care, dacă te-ai scăpat de ei, ai avea mai multă semnificație statistică. Se numesc outliers. Numai că ai prea puțini oameni ca să mai dai afară din eșantion. Deci sunt câțiva aia cu 1, aici aia cu 5, i-aș da afară, da? Deci îți arată, de fapt, dacă vezi tendința norului de puncte, este că evoluează cumva, astea sunt multe puncte, da? E unde se întrătaie vârsta cu max score, cu machiavelismul. Și, practic, dacă te uiți ca la un nor, așa, nu știu cum să-ți explic eu, ai putea zice că evoluează relația. Nu știu eu să înțelegi mai bine. Hai să înțelegi. Relația evoluează de la colțul din stânga sus spre dreapta jos. Aha, ok. Stai, ia, dă-i dublu click. Fă o chestie care ți-o arăt eu acum, ca să înțelegi mai bine. Dublu click. Pe că la mine nu s-a... Și s-a încălzit foarte tare calculatorul, nu știu. Deci este să mănâncă multe resurse. Așa. Și la... Oh, ok, stai. Dublu click, așa. La elements. Fit line a total. Ok. Dar și asta cumva parcă arată exact ce, era, ce spuneam, corelația aia, nu? Cu cât crești în vârstă, cu atât scade. Da, da. Exact asta arată, da. Deci arată o corelație negativă, da? Exact. Că e mai intuitivă, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Deci e mai intuitiv, se vede clar că cu cât scade vârsta, da? Cu atâta... cu cât crește vârsta, cu atâta cu cât crește vârsta, cu atâta scade, de fapt, machiavelismul, da? Și cu cât crește machiavelismul, cu atâta scade vârsta, da? Pentru că se duce machiavelismul pe axa OX spre 5 și vârsta în sus spre 70, da? Da, da. Te uiți pe axa OX și OY, ca să înțelegi, da?
Și cum fac să îmi arate graficul cu linia în output? Dacă ies din ăsta, dacă ești chestia asta, deja din start rămâne așa. Da? Și faci două câte două, toate corelațiile care le-am făcut, două câte două, da? Îți rămâne și linia asta. Asta deci, practic, să am trei corelații. Unul cu vârstă machiavelianism, vârstă narcisism, vârstă psihopatie. Da, exact. Am înțeles. Și cu între ele. Machiavelismul cu narcisismul, machiavelismul cu... Ai multe corelații acolo care le-am făcut. Că noi le-am făcut dintr-o singură matrice corelațională, asta e altceva. Dar tu trebuie să faci pentru fiecare și trebuie să scrii pentru fiecare formula. Da. Dar da? Întrebarea mea, în cazul în care chiar nu am corelații semnificative între ele, pot să scriu asta, nu? Adică pot să scriu aici, am analizat așa, așa, nu am găsit nicio corelație semnificativă și pun și graficul și toate astea. Da, da, da. E corect. Da, 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 da. Dacă astea scoți, spui și că există o relație în sensul ăsta, există o tendință, dar din cauza posibil, toate sunt posibile aici, nimic, nu lucrăm cu matematică, lucrăm cu statistică. În statistică nu avem decât posibilități și probabilități. Nu avem siguranța maximă. Da? Și atunci spui că e posibil ca la un eșantion mai mare să fi fost semnificația statistică. Da? Da. No. Cam asta a fost. Dacă mai ai tu vreo întrebare, mai avem un pic? Nu mai un pic, sau mai peste notițe, sau mi-am inteles. Sau dacă te lămurești, poți să mai scrii un e-mail și așa, da? Da. Oricum, mă gândeam dacă mai putea avea câteva ședințe în continuare. Cred că da, dar scriem când ai nevoie și te programezi, vedem când, da? Scriem ce, și cam ce ai nevoie, da? Puneți puțin în minte la contribuție. Da? Mai și documentează-te și prefer să fiu mai degrabă un consultant, știi? Adică să spun, bă, uite, eu consider așa, da? Da, da, da. Acum, oricum, dacă am bazele cam asta, o să fac, o să mă apuc să experimentez și... Da, am văzut că oricum te duce mintea așa, îți trebuie doar un pic de ghidaj, nu? Da, asta chiar... problema e că am învățat programul ăsta săptămâna asta, adică sunt nou la el și de asta nu... Dar nu de program e. Programul A, în fine, ai văzut că câteva clicuri, nu e mare brânză, nu e. Știi? Nu programul e ideea. Interpretarea, adică ce înseamnă fiecare și mai departe. Da. Dar pentru asta trebuie niște noțiuni de statistică și un pic de experiență cu programul ăsta. Sunt zeci de programe de statistică mai bune ca asta. Dar asta e comod. E cel mai comod program, cred că. Și complex. Adică poți să faci chestii foarte comod, foarte avansat. Nu, bine. Dacă mai e ceva, îmi scrii. Bine? Ai întrebări sau vrei să facem o ședință, să-mi pui niște întrebări, să te mai ajut cu ceva, îmi scrii. Da? Perfect. Da, da, da. Îți trimi e-mail dacă mai e vreo problemă. Încă o scurtă întrebare înainte. Cam ideal, cam câte ipoteze ar trebui să am în lucrare? Păi eu zic trei ipoteze, adică stai, gândește că pentru fiecare corelație tu poți face o ipoteză. Și ai în total combinări de câte luate, câte variabile. Vârsta, machiavel, trei combinări de patru luate, câte patru, îți dai seama câte ipoteze o să generezi numai din corelații. Aha, da, da, da. La testul te ai o singură ipoteză, da, e adevărat. Știi? Diferența între bărbați și femei. Dar la restul, la corelații... Ai multe ipoteze, le iei două câte două, nu? Da, da. Relație semnificativă între aia și aia, între aia și aia. A, nu le-am făcut mai ușor așa, dintr-o singură mișcare, dar când le scrii și așa, le pui pe rând, nu? Da, 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 da. Și atunci ți-ai făcut din start. Acum munca ta e mai mult de scriere și acum nu știu ce zice... Ce o să zic coordonatorul? Da, eu nu sunt coordonatorul tău. Da. Da, oricum, cel mai probabil după ce vorbesc cu doamna profesoară și depinde de feedback-ul ei, probabil o să te mai contactez. Da, nu o să-i placă sigur că n-ai semnificația statistică, dar dacă îi bagi vrăjeală cu puterea statistică și cu faptul că n-ai avut posibilități și că, na, asta este.
Da? Situația? Da. Și spui că există clar tendințe în sensul ipotezelor pe care tu le-ai testat. Există, adică, o tendință, dar nu ai semnificat statistică din cauza eșantionului mic, și anume a puterii statistice mici. Nu. Am înțeles, da, da, da. Perfect. Îți mulțumesc super mult, Mădălin, mi-ai explicat fenomenul. Ce o să zic, că ea mă depășește. Nici nu cunosc, nici nu știu. Nu. Da. Așa. Bine. Bine. Bine, îți mulțumesc încă o dată super mult pentru explicație. Hai. Hola, ciao. Ciao.